Stimate domnule președinte a Comisiei, stimate domnule secretar general, excelențele voastre, onorată asistență, am o deosebită plăcere să vă salut aici, în Parlamentul Republicii Moldova, la cea de-a 53-a reuniune a Comisiei Culturale, Educație și Afaceri Sociale, adunării parlamentare a cooperării economice la Marea Neagră. Folosind această ocazie, vreau să-mi exprim sincere felicitări domnului Asaf Hagiev cu ocazia prelungirii mandatului în calitate de secretar general al PCNM-ului pentru un nou termen și îi dorim mult succes și noi realizări în această funcție înaltă. Parlamentul Republicii Moldova atribuie o deosebită importanță procesului de cooperare multidimensională în regiunea Mării Negre. În perceperea noastră, PCMN-ul reprezintă o platformă foarte valoroasă pentru efectuarea unui dialog și consolidarea eforturilor în valorificarea potențialului economic existent între statele membre. Totodată, această instituție regională constituie un forum fundamental pentru realizarea unui schimb de opinii și viziuni pe marginea mai multor probleme de interes comun. Stimați colegi, onorată asistență, este îmbucurător faptul că genericul ședinței de astăzi este dedicat problemelor reducerii șomajului și dezvoltării social-economice ale țărilor membre. Merită de menționat că această problemă, nu de prima dată, este pusă în vizorul Organizației Cooperării Economice a țărilor membre. 4 ani în urmă, tot la Chișinău, sub egida și cred că nu întâmplător, OCNM-ului, a avut loc conferința internațională cu genericul Educație profesională și necesitățile economice ale țărilor din bazinul Mării Negre, cu participarea diferitor structuri în cadrul căreia au fost discutate problemele pregătirii cadrelor profesionale, precum și reducerea șomajului. Parlamentul Republicii Moldova atribuie o importanță majoră reducerii șomajului, care se reflectă prin implementarea strategiei naționale pentru ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021, obiectivul cărei este creșterea nivelului de ocupare formală bazat pe competitivitate economică, competență și calificări adecvate în condiții de dezvoltare durabilă și incluziune. Aceasta este asigurat prin crearea oportunităților de angajare formală, non-discriminatorie și productivă, dezvoltarea capitalului uman pentru șanse sporite de angajare, o mai bună guvernare a pieței muncii și, sigur, că valorificarea potențialului migrației pentru dezvoltarea durabilă. În luna februarie 2019 a intrat în vigoare noua lege în domeniul ocupării forței de muncă și asigurării de șomaj. Lege care stabilește politica de măsuri adecvate de ocupare a forței de muncă, precum cursuri de formare profesională de scurtă durată, instruirea la locul de muncă pentru șomerii care nu au o profesie, strategie profesională pentru șomerii fără experiență de muncă, angajare subvenționată pentru susținerea angajării persoanelor din grupurile vulnerabile și multe altele măsuri. Aș vrea să-mi exprim speranța că această întâlnire și schimbul de opinii vor permite țărilor noastre să găsească noi metode și soluții la problemele cu care ne confruntăm în ziua de astăzi. Actualmente ne aflăm într-o perioadă istorică unică, când în spațiul nostru comun, stimați colegi, apar oportunități nelimitate pentru dezvoltarea țărilor noastre și nu trebuie să apară între noi bariere artificiale și nejustificate pentru circulația liberă atât a capitalului uman, a forței de muncă, cât și a capitalului economic. Republica Moldova susține continuarea relațiilor bazate pe încredere și înțelegere reciprocă, iar împreună vom face mult mai mult pentru decât putem să facem fiecare țară separat. Noi, Republica Moldova, promovăm o politică externă echilibrată și de ce Moldova se va baza în continuare să aibă parteneri care ne respectăm reciproc, în condiții reciproc avantajoase. Stimați prieteni, stimați colegi, membri ai Comisiei, eu vreau să vă mulțumesc pentru atenție, să vă doresc o activitate productivă pe parcursul zilei de astăzi și de asemenea să vă spun mulțumesc că ați dat curs invitației noastre să fiți astăzi
prezenți la această reuniune, anume în Republica Moldova, în Parlamentul Republicii Moldova. Succes vă urez! Mulțumesc!